În urma negocierilor dintre România și Canada, vizele vor fi ridicate cu totul începând de la 1 decembrie 2017, când toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză. Ambasadorul Canadei la București, Kevin Hamilton, a explicat ce se va întâmpla de la 1 decembrie. Am negociat cu guvernul României eliminarea vizelor pentru turiștii români. Concret, începând cu data de 1 mai 2017, un cetățean român care fie deține o viză validă pentru Statele Unite ale Americii sau a primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani, va putea călători fără vize în Canada, a precizat ambasadorul Canadei. Autorizația electronică de călătorie este obligatorie în cazul călătoriei cu avionul. Aceasta are o valabilitate de 5 ani sau, după caz, până la expirarea valabilității pașaportului. Obținerea autorizației electronice de călătorie se va putea realiza doar online, accesând www.canada.ca/eta-romania. MAE menționează că, pentru obținerea autorizației electronice de călătorie și, ulterior, pentru accesul pe teritoriul canadian, cetățenii români trebuie să fie în posesia unui pașaport valabil, indiferent de tipul acestuia. Persoanele care intenționează să intre în Canada pe cale terestră sau maritimă, ulterior datei de 1 decembrie, trebuie să dețină doar un pașaport valabil, fără a mai fi necesară obținerea autorizației electronice de călătorie. Cetățenii români care doresc să urmeze în Canada studii cu durata de peste 6 luni sau să exercite activități lucrative, indiferent de durată, trebuie să obțină în prealabil un permis de studii, respectiv de muncă. Liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii români care doresc să călătorească în Canada reprezintă concretizarea demersurilor susținute la nivel trilateral cu sprijinul Comisiei Europene, transmite MAE într-un comunicat de presă.